Dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el. Psalmul 2, versetul 12. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept, căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump, căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Proverbele, capitolul 8, versetele 6 la 11. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmâiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Proverbele, capitolul 8, versetele 12 la 16. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu vistieriile. Proverbele, capitolul 8, versetele 17 la 21. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. Proverbele, capitolul 8, versetele 22 la 26. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el, și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Proverbele, capitolul 8, versetele 27 la 31. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului, dar cel ce păcătuiește împotriva a mea, își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea. Proverbele, capitolul 8, versetele 32 la 36. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele 8 și 9. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 27. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetele 28 la 30. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 38. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 39. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt eu. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 58. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin numele Lui, iertarea păcatelor. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele 42 și 43. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca, în vremea de acum, să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 3, versetele 25 și 26. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 10, versetele 9 la 11. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 2, versetele 17 și 18. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 2, versetele 8 la 11. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 1, versetele 15 la 17. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 1, versetele 18 la 20. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în el, fiind înrădăcinați și zidiți în el, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după tatina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos, căci în el locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în el, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 2, versetele 6 la 10. În el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu el prin botez și înviați în el și împreună cu el prin credința în puterea lui Dumnezeu, care l-a înviat din morți, pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu el după ce ne-a iertat toate greșelile. Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 2, versetele 11 la 13. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 2, versetul 14. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care, prin el, sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Întâia epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1, versetele 20 și 21. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Întâia epistolă a lui Ioan, capitolul 2, versetul 12. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 7. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră, și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin el lui Dumnezeu Tatăl. Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 3, versetele 15 la 17. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 21. Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin.